Dar la voi cum e? Tot la fel cu botez, cu asta, cu loc în vestiar, cu... Sincer, nu. Pe vremea aia n-a fost chiar așa. După, ușor, ușor, s-a mai ținut anumite lucruri, gen botez, te mai de aia mai mici, pune să facă aia, să facă aia. Ca peste tot, știi cum e în România. Da. Și da. Poate nu numai în România, peste tot. Da. Sunt antrenamente speciale pentru futsal, adică diferite mult față de ce e la fotbalul normal? Da, totul este diferit. Chiar nu are legătură cu terenul mare. Mai ales când e vorba de pregătire fizică. Nu poți să faci ca pe teren mare numai alergare de anduranță. Mai faci la începutul pregătirii să te obișnuiești, să iei aer, să așa, dar după aia când revin mai mult pe sprinturi, pe mișcări scurte. Le-ai recomandat copiilor, tinerilor din ziua de azi să vină la futsal, să se apuce de futsal? Adică se poate trăi din asta? Sincer, chiar se poate trăi. Mai ales dacă ești talentat și ai o tehnică destul de bună, eu zic că se poate trăi. E păcat că, uite, după 19 ani, încă futsalul în România nu este așa de dezvoltat cu cât ne așteptam. Da, dar dau exemplu campionatul care în momentul de față. Au rămas decât 7 echipe, din care 7 echipe, 4 echipe sunt de nivel bun, iar restul de 3 echipe sunt acolo. Deși televiziunile fac eforturi și se transmit meciurile, adică se încearcă a se face o publicitate pentru fenomenul ăsta. Bine, nu prea mai e fenomen că vorba ta a început acum 20 de ani, adică nu mai e la început. Dar există partidele astea transmise. Da, nu mai e la început, corect. Avem și meciul cu echipa națională. Ultima dată când a fost când am plecat din țară în 2016, chiar a fost campionat puternic. 2 ani de zile sau 3 ani de zile am fost 6 echipe la același nivel. Și erau meciuri foarte disputate. Dar ușor, ușor, problema de investiție, problema de aduce jucători noi, să-i atrag spre fotbalul în sală. Dar cea mai mare e investiția. Pentru că trebuie să bagi bani din buzunarul propriu dacă nu ai o firmă. Da, și trebuie să ai o nebunie ca să bagi să bagi în fotbalul în sală, mai ales în România. Dar... Pentru că nu vine nimic din urmă. Adică nu câștigi de absolut nimic. Doar dacă ești la un nivel foarte ridicat, atunci de vinzi jucători și să zici că ai o satisfacție. Corect. Dar la voi cum e? Tot la fel cu impresari, cu manageri, sume de transfer și asta? Cum ai făcut să ajungi în Malta? Da. Sincer, Cătălin cunoaște. Am avut un prieten comun, un masor, Dumnezeu să-l odihnească, Gigel, Dumnezeu să-l ierte, care a fost și la lotul național. Și aveam un prieten comun în Malta. Iar atunci, în 2010, am venit prima dată în Malta. Nici nu știam, sincer, unde o să vin. Terminasem contractul cu Concordia Chiajna și nu vreau să mai continui. Și așa m-a pus în legătură cu el. Câștigasele campionatul și aveau nevoie de 2-3 jucători pentru Champions League. Și așa am decis să vin. Deci încă un român care joacă în Champions League, care a jucat în Champions League. Da, a jucat în Champions League. Pe vremea aia în Malta, da, primul român care... Dar nu a fost numai, a fost și Dobre Gabriel, amândoi am venit și am jucat. Care a fost după aia antrenor sau care ți-a acum antrenor, nu? Sau cum, mai e antrenor? Îmi este antrenor și coleg, da. Da. Îmi este antrenor de 3 ani de zile. Corect. Dar știu că ai fost și prin Andorra? Da, un an de zile. Și acolo cum e fotbalul în sală? Că am văzut că, de exemplu, acum Piqué investește acolo. Ok, investește într-o echipă de fotbal pe teren mare, dar investește. Am fost în Andorra, dar echipa din Andorra juca în Liga a doua din Spania. Corect, corect. Pe vremea era o singură echipă care participa în campionatul spaniol.
Da, mă, și ai luat asta m-a atras pe... Da, ai luat contact cu fotbal spaniol, corect, la nivel de Liga a doua, dar Liga a doua la ei era avansată, da, rău. Liga a doua la ei era foarte avansată pentru că sunt mulți jucători în Liga a doua care au jucat în prima ligă. Da. Și când sunt în retragere, joacă, se duc în Liga a doua, chiar dacă sunt bani mai puțin, dar experiența și cum e, contează. Da, da. Dar pe voi, când erați mai la început atunci, vă susținea federația sau asta, o spuneați, ce, bă, ce național, ce futsal, mă, ce e asta? Cum a fost? Nu, am avut destul de multe meciuri amicale cu, pe vremea respectivă. Țin minte că la maxim două luni aveam meciuri amicale. Am sau văzut... cantonamente. Am văzut că și acum urmează chiar cu... Pe vremea, da, merg... O, scuze, mă, urmează, da, cu Moldova. Da, am înțeles că au un amical cu, cu Moldova. Da. Câte meciuri, Moldova, câte meciuri ai emis la, la echipa națională? Chiar n-am nicio idee. Nici câte meciuri am, nici câte goluri marcate. N-ai n-am ținut niciodată socoteala. Nu l-ai notat pe un caietel acolo. Uite, domnule, pa, pa, pa. Dar când ai fost ultima dată? Că ai fost în campania de calificare prin 2017, nu? Sau când ai jucat ultima dată? Nu, ultima dată la campionatul european. La campionatul? Din Slovenia. Și te-ai lăsat de echipa națională, ca să zic așa? Adică ți-ai anunțat retragerea? Sau mai ești pe... mai poți fi convocat? Nu că mi-am anunțat retragerea, am decis să nu mai merg. Din anumite motive. Ai zis să te concentrezi pe situația de la club, știi, pe echipa de club. Așa, da, se zice acum. Doamne, vreau să mă concentrez, mă retrag, că mă concentrez pe echipa de club. Exact. Da. Care, Emil, care... Au fost anumite... Spune, spune, te rog. Au fost anumite lucruri care nu, care nu mi-au plăcut și am zis mai bine să o lăsăm așa. Convocări pe... Chiar dacă am mai fost convocat la un amical cu Spania, la Udurheiu Secuiesc, dar am decis să nu mai merg. Dar acolo e cel mai important punct, că am văzut și acum, de la Udurheiu Secuiesc sunt cei mai mulți în națională, m-am uitat pe lot. Da, totul a început de acolo. Ei au fost primii campioni. Udurheiu Secuiesc. A fost prima echipă care a participat în Futsal Cup, cum se numea pe vremea respectivă. Am organizat și noi o grupă la București, la sala polivalentă. Mai ții minte? Am organizat, cred că chiar o grupă de Liga Campionilor. Sau cu Bodu, cu... Da, când a participat Bodu. Da, cu Action Vantan Charleroi. Atunci ții minte că două chestii m-au frapat. Prima a fost că noi, ca organizatori, trebuia să dăm masa de dimineață și ei au întrebat meniul și noi am zis, mai ții minte că erau de la federație, cum îl chema, cu burtă sau cum îl chema, și a zis că noi o să le oferim crembuș de dimineață și ei erau să moară de inimă. A zis, sunt de la jucători ăștia profesioniști cu crembuș de dimineață, nu cred că merge. Prima. Și a doua, mi-aduc aminte că au intrat exact ce spuneai tu la început, au intrat Emil pe teren cu chestii din astea, cu arm chest-uri sau cum se cheamă, de pus la piept, și erau monitorizați toți pe un laptop. Deci erau 10 jucători și de câmp și 2 portari și toți erau monitorizați pe un laptop fără minge. Ei făceau exact sprinturile de care spuneai tu și cineva din tribună cu Bluetooth, cu ce era, că nu era Wi-Fi pe vremea, monitoriza ritmul cardiac la fiecare jucător. Ruperile de ritm și așa mai departe. Deci asta acum 15 ani. Cred că asta a fost prin... 2005. Acum 15-16. Ceva de genul ăsta. Și ne-am uitat și am zis, Doamne, ce cu băieții ăștia? Bine, erau foarte mulți brazilieni la Charleroi, adică nu prea era echipă belgiană. Pe vremea aia era cea mai bună echipă. Și ne-am uitat. Dacă nu mă înșel, au câștigat 2 ani la rând, competiția. Aici veniseră din postură de campion antitre, exact. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!